Aceasta este povestea adevărată despre Isus, veche de 2000 de ani. Nu știm exact cum au aflat copiii adevărul despre Isus, dar ar putea fi cam așa. A văzut cineva? Pe mine nu, nici pe mine. Pe tine? Cred că nu. Bun, hai să mergem. Orice zice Ben, eu chiar cred că Iisus a fost trimis de Dumnezeu. Doar pentru că face minuni? Ar putea fi scamatorii. Da, altfel cum s-ar explica? Tocmai asta eu n-am ce să te explic. Numai Dumnezeu poate face minuni. Adică să-i facă pe orbi să vadă? Da! Nu cred un cuvânt din ce spui. Eu cred. Sara, ce cauți aici? Am uitat să-mi hrănesc măgărușul și când v-am auzit vorbind despre Isus, am vrut să ascult și eu. Ce poți ști tu despre Isus? Știu multe. Bunica mea o cunoaște pe Maria, mama lui, și mi-a spus tot cum s-a născut și altele. E o poveste chiar frumoasă. Maria era o tânără din Nazaret care urma să se mărite cu un om pe nume Iosif. Într-o zi, Domnul l-a trimis pe îngerul Gabriel. Nu te teme, Maria, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Isus. Cum s-ar putea? Sunt fecioară. Duhul Sfânt se va coborî peste tine. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Împărăția Lui nu va avea sfârșit. Și n-a speriat-o îngerul? Dar veni un înger să-mi vorbească. Eu m-aș speria. Și pe urmă? Să știe tot poporul Nazaretului. Din poruncă Guvernul a dat o lege ca toți bărbații să meargă și să se înscrie în orașul lor natal. Adică să semneze o hârtie. Toți oamenii să se înscrie în cetățile din care li se trage neamul. Deci, Iosif a mers cu Maria la Betleem, unde se născuse el. Când au ajuns, tot Betleemul era aglomerat și casele de oaspeți erau pline. Ea trebuie să nască în curând. Iosif nu a găsit loc peste noapte decât într-un staul. Cam ca ăsta? Exact. În noaptea aceea, pruncul Iisus s-a născut. Lângă staul, pe dealuri, erau niște ciobani. Noaptea, pe când își păzeau turmele, ei au văzut deodată un înger. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Păstorii au mers imediat să vadă pruncul. El dormea în iesle. Vă puteți închipui? La scurt timp, Maria și Iosif l-au dus pe Iisus la templu, în Ierusalim. Au mers la Simeon, un om care îl iubea pe Dumnezeu. Acum eliberează-mă în pace, bunul meu stăpân, după cuvântul tău. Dumnezeu îi promisese lui Simeon că va trăi să-l vadă pe Iisus. Căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Copilul acesta e rânduit de Dumnezeu. Fiți amândoi binecuvântați! Când va crește, Iisus va fi alesul lui Dumnezeu pentru a ierta oricui, oriunde, toate relele gândite sau făcute, toate păcatele. Stai un pic, din prunc Iisus a ajuns acum bărbat. N-a fost și el copil? Ba, a fost! Bunica spunea că la 12 ani, Maria și Iosif l-au adus pe Iisus aici, la Ierusalim. Odată ajuns la templu, Iisus vorbea cu toți învățătorii renumiți. Al cui este copilul acesta înțelept? E din Nazaret. Credeam că vine cu noi. Iertați-i râvna.
Iisus a plecat acasă cu părinții lui. Pe măsură ce creștea, el devenea tot mai înțelept. Neteziți calea pentru a veni. Orice vale. Într-o zi, Iisus a venit la fărul său, Ioan Botezătorul. Acesta l-a botezat pe Iisus împreună cu toți cei ce voiau să asculte de Dumnezeu. Prezenți au auzit din cer vocea lui Dumnezeu. El a zis: Tu ești fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Și apoi ce a făcut? El mergea din oraș în oraș, învățându-i pe oameni despre Dumnezeu. Ce faci? Bine. Iisus s-a întors la Nazaret, unde crescuse. Într-o zi, la templu, i s-a dat să citească din scriptură. Textul spunea că Dumnezeu avea să-l trimită pe Iisus pentru ca toți oamenii să poată trăi în veci cu Dumnezeu. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, să propovăduiesc robilor slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Vorbește bine! Astăzi s-au împlinit aceste cuvinte, așa cum le-ați auzit. Scriptura s-a împlinit? Numai Hristosul poate împlini. Cum vă știați? Adevăr vă spun că niciun proroc nu este bine primit în patria lui. Și asta nu e tot. Iisus a coborât la Marea Galilei. Depărtează barca la apa adâncă și aruncați-vă din nou mreaja pentru pescuit. Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Dar la cuvântul tău, voi arunca mreaja. Iacove! Ioane! Hei, Iacove, Ioane, aduceți barca aici, ajutați-ne, hai repede! Nu putem, hai. Avem mâinile pline! Nu pune părea mâinile aici, nu! Cred că atunci a înțeles Petru că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Dar era teamă. Făcuse atâtea rele în viață. Petru nu înțelegea cum un om așa de sfânt ca Iisus poate accepta un păcătos ca el. Pleacă de la mine, Doamne. Sunt un om păcătos. Nu te teme. Eu am plecat. Și eu trebuie să plec. Și eu. Pa, pa, pa. Unde ai fost, Beniamin? Iar cu prietenii tăi? Da, tată. Era și Caleb acolo? Da, tată. Ți-am spus de atâtea ori să nu mai vorbești cu el. Dar, tată... Știi că tatăl lui crede tot felul de aiurel despre Iisus. Și ce era una asta? Noi credem că Dumnezeu ne va trimite un rege. El crede că un om născut în staul este acel rege. Prostii. Și dacă are dreptate? Gata, Beniamin, nu mai avem ce discuta pe tema asta.
Bine, tată. Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Voi nu știți de ce duh sunteți însuflețiți. Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască. Cu cine voi asemăna pe oamenii din neamul acesta? Stați să vedeți ce s-a întâmplat azi! Eram și eu acolo! Ce? Ce? Iisus îi învăța pe oameni despre iubirea lui Dumnezeu. Înăuntru era plin de oameni, iar afară stăteau și mai mulți. Toți voiau să-l vadă. Doamne! Doamne! Te rog să vindeci fetița mea! Doamne, ai milă! Are doar 12 ani și moare! Te rog, vino cu mine! Iair, îmi pare rău. Doamne! Fetița ta a murit. Nu-l mai supăra pe Iisus. Nu te teme. Crede numai și va fi tămăduit. Fetiță, scoală-te. Dați-i ceva de mâncare. Da? Chiar așa s-a întâmplat? Sigur! Nici n-ai spune că a fost bolnavă. Tata spune că prietenii lui Iisus fac multe rele. El zice că sunt păcătoși. Așa este, dar totuși Iisus îi iubește. Lui pasă de toți oricine ar fi ei. Tata mi-a povestit despre Matei, un om care aduna bani de la cei ce plăteau taxe când veneau în oraș. Vino cu mine. Matei este unul dintre cei 12 aleși de Iisus pentru a-i fi ucenici. Aceștia sunt prietenii lui, care îl ajută să învețe pe oameni despre Dumnezeu. Simon, zis Petru, Andrei, fratele lui, Iacov, Ioan, Filip, Bartolomeu, Matei, desigur, Toma, alt Iacov, alt Simon, Iuda, fratele lui Iacov și Iuda Iscarioteanu. Cum de ți-i poți aminti pe toți? E foarte isteț. Așa ți se pare ție, pentru că ești tare proastă. Pa, nu sunt. Ești netoată ca măgarul tău. Ce ai cu ea, căposule? Pe cine faci tu căpos, mă? Lasă-mi pace. Și dacă nu, ce faci, mă bați? Hai, dai una, hai, și încă una, hai. Pune-o jos. Mai dai, mai dai, hai. Mai dai, una, trage una, hai. Trage una. Hai, una mai tare, hai, hai. Altă, poclește, hai. Bă, ieși. Mai dai una, poclește. Ai, au, mă doare! O să te doară mai rău dacă n-o curățăm. Ce-ai pățit? S-a luat la bătaie. Nu cu tine vorbeam, Leia. Scuze. M-am bătut cu Caleb. Vorbeau despre Iisus. El și prietenii lui se întâlnesc în grajdul Sarei. Ți-am spus că aceste discuții despre Iisus n-au sens. El nu va fi vreodată regele nostru. Dar, tată, el poate chiar este fiul lui Dumnezeu. Ajunge! Nu ești puțin cam aspru cu băiatul? Eu cred că nu. Oricum, în curând nu va mai conta. Am auzit că ar fi un trădător printre ucenicii lui Iisus. Dacă e așa, el nu ne va mai face necazuri prea mult. Iubiți-vă, vrăjmași!
Faceți bine celor ce vă urăsc. Binecuvântați pe cei ce vă blastimă. Și rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Dacă cineva te lovește pe un obraz, întoarce el și pe celălalt. Dacă ți-a cineva haina cu sila, dă-i și cămașa. Și oricui îți cere, dă-i. Și celui ce te jefuiește, nu-i mai cere înapoi. Ce voi să vă facă, voi oamenii faceți-le și voi la fel. Vreau să vorbesc cu el. Crezi oare că el poate fi Mesia? Ce voia să spună prin Mesia? Vorbeau despre asta la templu. Mesia înseamnă cel promis. Haideți după el. Plecați, copii. Ieșiți afară. Auziți, ieșiți. Au plecat cu toată zarva lor. Ce caut asta aici? Nu știu. Ar ști că e o păcătoasă. Știu cine este femeia asta, Simon. Am să spun ceva. Un cămătar avea doi datornici. Unul îi datora 500 de lei, iar celălalt 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, cămătarul i-a iertat pe amândoi. Care din ei crezi că îl va iubi mai mult? Socotesc ca acela căruia i-a iertat mai mult. Drept ai judecat. Vezi femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru picioare. Dar ea mi l-a spălat cu lacrimi și mi l-a șters cu părul ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea de când am intrat n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar a mea uns picioarele cu mir. De aceea spun, păcatele ei care sunt multe sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Iertate-ți sunt păcatele. Credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Te rog, ridică-mă! Hai, pe umăr! Acum vezi? Îl văd pe Iisus! Poate ne va vorbi ceva. Semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna, o parte a căzut lângă drum, a fost călcat în picioare și păsările au mâncat-o. O altă parte a căzut pe stâncă și cum a răsărit, s-a și uscat, căci nu avea umezeală. O altă parte a căzut printre spini. Spinii au crescut și ei și au înnecat. O altă parte a căzut în pământ bun. Semințele au crescut, și au dat rod însutit. Acesta e înțelesul pildei. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud. Apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Sămânța căzută pe stâncă sunt cei ce aud cuvântul și îl primesc cu bucurie.
dar n-au rădăcină. Și cred până la o vreme, iar când ispita vine, se prăbușesc. Sămânța căzută între spini sunt cei care au auzit cuvântul. Dar grijile, bogățiile și plăcerile acestei lumi îi înnăbușe și n-ajunge la coacere. Sămânța căzută pe pământ bun sunt cei care au primit cuvântul într-o inimă deschisă, bună, curată, și aduc roadă în răbdare. Costă. Aș vrea să cumpăr. Nataniele! Ați auzit? Vine Iisus! Vine aici? E la poarta cetății, să mergem, haideți! Da, da, haideți! Îmi pare rău că te-am lovit, Benny. Mă ierți? Doamne, dă drumul noroadelor să se ducă în satele și cătunele din prejur, ca să caute de ale mâncării. Aici e pustiu, Doamne. Voi trebuie să le dați ceva să mănânce. Dar noi nu avem decât 5 pâini și 2 pești. Binecuvântat să fii Tu, Doamne Dumnezeule, stăpânul tuturor lucrurilor, care ne dai nouă pâinea pe pământ. Mamă! E o minune! De necrezut! Avem toți ce mâncă. Ia și tu! Ce mai bun? Ce mai bun? Cum poți să nu crezi că Iisus e Fiul lui Dumnezeu? Pe unde ai mai umblat? Tată, trebuie să spun adevărul. Am fost să-L vedem pe Iisus. Unde? Tot nu vine să cred, deși am văzut cu ochii mei. Din 5 pâini și 2 pești, El a făcut hrană de ajuns pentru toată mulțime. Cine știe, Ionatane, poate chiar El să fie Mesia.
doar nu crezi și tu în prostiile astea. Ce să facem? Ce spun scripturile? Cum citește în lege? Iubește pe Domnul Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea și cu tot cugetul. Și iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns. Fă așa și vei avea viață veșnică. Cine este aproapele meu? Odată un om se pogora din Ierusalim la Ierihon. L-au prins niște tâlhari, l-au bătut și l-au despuiat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot, care când l-a văzut pe omul acela, a trecut pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul acela, l-a văzut și s-a făcut milă de el. S-a apropiat de el, i-a legat rănile, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi a dat hangiului doi arginți și a spus, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre aceștia trei a dat dovadă că este aproapele celui căzut între tâlhari? Cel care a fost bun cu el. Și voi să faceți la fel. Lăsați copilașii să vină la mine. Nu-i opriți, că cea lor este împărăția cerurilor. Adevărat vă spun, că cine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Oricine primește pe acest copilaș în numele meu, mă primește pe mine. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis. Că cel mai mic dintre voi este cel mai mare. Ce se întâmplă? Iisus din Nazaret trece pe aici. Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! El face minuni. Cine știe? Poate îl va ajuta. Ce vrei să-ți fac? Să-mi capăt vederea. Capătă-ți vederea. Credința ta te-a mântuit. O să văd? Pot să văd? Pot să văd? O, Iisuse! Acest om cu adevărat este prorocul. Domnul și stăpânul meu, salvează-mă! O, Doamne, mântuiește-ne, mântuiește-ne! Slăviți să fie Domnul! Arată-ne calea cea bună! Acum îl văd și eu, uite! De ce să urcă omul acela în pom? E prea mic și nu vede din mulțime. Dă-te jos, Achel, căci astăzi trebuie să stau în casa ta. A mea? Cine ar vrea să stea în casa lui? De unde îl cunoaște Zacheu pe Iisus? Ascultați! Dau jumătate din averea mea săracilor. Iar de-am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi împătrit. De necrezut! Un vameș care își plătește păgubiții! Nemaipomenit!
Astăzi a intrat mântuirea aici. Căci omul acesta este și el descendent al lui Avram. Fiul omului a venit să caute să mântuiască ce era pierdut. Ascultați. Mergem spre Ierusalim, unde se va împlini tot ce este profețit despre Fiul omului. Va fi dat în mâinile neamurilor. Îl vor bate, îl vor batjocori și îl vor scuipa. Va fi chinuit și omorât. Dar a treia zi va învia. Salut, bună, Sara! Bună! Hei, ceva pare schimbat aici. Da, lipsește măgărușul Sarei. Nu lipsește, l-am dat altcuiva să-l folosească. Cui ar trebui măgărul tău? Învățătorule, poruncește-le să tacă. Vă spun că dacă vor tăcea ei, vor striga în locul lor până și pietrele. Pace, slavă împăratului! Șapte, opt, nouă, zece, unșpe, doișpe, treișpe, paișpe, cinșpe, șaișpe, șaptespe, optespe, nouăspe, douăzeci, douăzeci. Ce s-a mâniat Iisus? Pentru că au făcut din templu o piață și nu un loc de închinare. Este scris! Casa mea va fi o casă de rugăciuni, iar voi să fiu din ea o peștere de tâlhari. Îmi alung animalele! Opriți-l! Opriți-l! Foarte puțin. Nu poți da mai mult? Adevărat, vă spun. Că această văduvă a dat mai mult ca toți ceilalți. Căci toți au aruncat la daruri din prisosul lor. Dar ea a aruncat din sărăcia ei tot ce a avut ea ca să trăiască. Învățătorule, știm că vorbești și înveți drept. Și că nu cauți la fața oamenilor și că înveți adevărul despre voia lui Dumnezeu pentru om. Spune-ne, este împotriva legii noastre să plătim bir cezarului roman sau nu? Ai grijă, Doamne! Vor să te prindă! Arătați-mi un ban. O monedă de argint? Al cui chip și slove sunt pe el? Cezarului! Dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Ei, asta bine a spus. Ascult ce mai zici. E Petru. Ce crezi că face? Pare să cumpere mâncare pentru masa de Paște. Am dorit atât de mult să mănânc acest Paște cu voi înainte de patima mea. Căci vă spun,
De acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Fii binecuvântat, Doamne Dumnezeule, Împărat al slavei, care faci vița să rodească. Luați-l și împărțiți-l între voi. Fii binecuvântat, Doamne, Tată, Împărat al slavei, care ne dai pâinea pe pământ. Acesta-i trupul meu care se dă pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre amintirea mea. Acesta-i paharul legământului nou în sângele meu care se varsă pentru voi. Dar luați seamă, mâna vânzătorului meu este cu mine la masă. Negreșit, fiul omului se duce după cum este rânduit, dar vai de acela prin care el este vândut. Nu se poate! Spune cine este, Doamne. Doamne, cu tine sunt gata să merg și în temniță. Și la moarte. Îți spun, Petre, că nu va cânta cocoșul astăzi până ce te vei lepăda de 3 ori de mine. Soborul a hotărât. Ionatan, ce este? Se pare că domnia acestui așa zis rege se va sfârși. Tocmai am primit un mesaj de la sobor. Unul dintre ucenicii lui Iisus, Iuda Iscarioteanul, va ajuta la arestarea lui. Cum l-au convins să facă așa ceva? N-a fost prea greu. Cu doar 30 de arginți. În seara asta îl vor aresta pe Iisus și nu va mai scăpa. Nu. Nu așa. Iuda. Cu o sărutare vinzi tu pe fiul omului. Doamne, să lovim cu sabia? Haide, arestați-l! Destul. O minune. Ați ieșit cu săbii. Și ce-o merge ca după un tâlhar. În toate zilele ce am fost cu voi în templu, n-ați îndrăznit a pune mâna pe mine. Dar acum e ceasul vostru. Și puterea întunericului. Arestați-l! Prorociște ce va fi. Ai de gând să ne mântuiești înălțimea ta? Ai de gând să ne mântuiești? Și acest bărbat era cu Iisus. Femeie, nici măcar nu-l cunosc. I-am văzut împreună. Nu sunt.
Fără îndoială, acest bărbat era cu Isus. În plus, și el e galilean. Du-te de aici! Nici nu știu despre cine vorbești. Beniamin, ce este? Iisus e în pericol. Hai să-i adunăm și pe ceilalți. Ia ghicește cine a dat. Profețește. Cine va da? Ajunge. Ajunge, am spus. Aduceți-l în fața soborului. Mișcă. Spune-ne, ești tu Hristosul? De vă voi spune, nu mă veți crede. Iar de vă voi întreba ceva, nu mă veți răspunde. De acum încolo, Fiul omului va sta la dreapta puterii lui Dumnezeu. Ești tu Fiul lui Dumnezeu? Așa cum o spui, sunt. Nu poate să spună, nu poate să spună. Cine-i dă dreptul să spună asta? E vinovat. Noi înșine l-am auzit ce-a spus. Nu așa ceva. S-a făcut Fiul. Îl ducem la Pilat. Da. Scoate-ți-l afară. Să-l ducem înainte la afară. Hai, să-l ducem. Hai, să-l ducem la Pilat. Îl duc pe Iisus la Pilat din Pont. Pilat din Pont este cel mai rău dintre dregătorii romani. El a ucis deja mii de oameni, răstignindu-i pe cruci de lemn. Mișcă! Ce este cu voi aici? De-ați venit cu noaptea în cap. Am prins unul care răzvrătește poporul. El a făcut tulburarea din piața templului. Ce pedeapsă va primi? Osândește-l! Eu nu găsesc nicio vină acestui om, nicio vină. L-am găsit vinovat. L-am auzit învățând norodul să nu plătească taxe împăratului. Spune că el este Hristosul, împăratul. Împărat? Ești tu împăratul iudeilor? Precum ai spus-o. El a început în Galileea și acum a venit aici. În Galileea? E galilean? Atunci să se ocupe Irod de cazul lui. Mai e în Ierusalim, nu-i așa? Duceți-l la Irod. Cine te pretinzi că ești? Cine sunt ucenicii tăi? Mi s-a spus că faci minuni. Vreau să văd și eu una. Stăpâne! A răzvrătit tot norodul. S-a făcut pe sine împărat. Cine el? Împărat?
Maestate. Loviți-l bine. Duceți-l lui Pilat. Aici el comandă. Omul acesta n-a făcut nimic pentru a merita moartea. Deci îl voi biciui și îi voi da apoi drumul. Tu trebuie să ne dai nouă un întemnițat de Paștele acesta. Să ne-l dai pe Baraba. Da. De acesta răstigniți-l. Da, dă-ne-l pe Baraba. Cum te cheamă? Simon din Cirena. Vino qua. I-a mântuit pe alții să se mântuiască acum pe sine. Da, mântuiește-te pe tine dacă ești Hristosul. Dă-te jos de pe cruce. Arată-ne una din minunile tale. Pe tabliță. Împăratul evreilor. Dacă Iisus este împărat, de ce îi fac asta? Nu știu.
Ionatan. S-ar putea oare? Ce se întâmplă? Tată, în mâinile tale mi credințez sufletul. Am pregătit un mormânt pentru învățător. Vă rog, dați-mi trupul lui. Poți să-l iei. Iartă-ne. Am urmat trupul Domnului nostru. Fiți bineveniți. Haideți, se apropie sabatul. Nu pot să cred că nu-l voi mai vedea pe Iisus. Stați puțin! Nu știți ce a repetat Iisus de atâtea ori? Ce? Îmi amintesc ceva. Iisus spunea că în a treia zi el va învia din morți. Pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, a înviat. Aduceți-vă aminte ce vă spunea în Galileea. Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Ascultați! Piatra era dată la o parte! Am intrat, dar trupul Domnului dispăruse. Chiar? Și doi bărbați au apărut, îngeri lucind, ca soarele, și au zis: de ce-l căutați pe cel viu între morți? E adevărat. Ce înseamnă asta? Ce vorbesc? Credeți-ne. Eu nu cred. Credeți-ne. I-am văzut. Mergeți și voi să vedeți. Mormântul e gol. Domnul a dispărut. Petre, trebuie să le crezi. A înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Nu l-am recunoscut.
Când era pe drum. L-am recunoscut atunci când a frânt pâinea. La Emaus? Ce ciudat să fie acolo. Pace vouă. De ce sunteți tulburați? De ce aveți gânduri de îndoială? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele și veți ști că sunt eu. Pipăiți-mă și vedeți. Un duh n-are nici carne, nici oase cum am eu. Iată ce vă spuneam când eram încă cu voi. Tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în cuvântul profeților și în psalm, trebuia să se împlinească. Așa este scris. Hristos trebuie să sufere și să învieze a treia zi dintre cei morți. Și numele Lui să se vestească tuturor neamurilor pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Când mi-a spus Caleb că Iisus e Fiul lui Dumnezeu, nu am crezut. Dar am văzut minunile lui incredibile și l-am auzit vorbind despre iubirea lui Dumnezeu. Mai apoi am văzut cum l-au chinuit pe Iisus și l-au bătut. L-am văzut răstignit și omorât. I-am văzut cum i-au luat trupul și l-au îngropat. N-am crezut că îl voi mai vedea pe Iisus. Dar a urmat o minune. Dumnezeu și-a ținut promisiunea și l-a înviat pe Iisus. Iisus spunea că oricine crede în El ca Fiul al lui Dumnezeu va trăi cu El acum și în vecii vecilor. Asta mă bucură, că și eu cred în El. Wow, cam povești și totuși adevărat. Ai văzut împreună cu Caleb, Ioel, Nathan și Beniamin cine este Iisus? Eu am ales să cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și L-am chemat în viața mea. E timpul ca și tu să decizi. Vrei să-L chemi pe Iisus în viața ta acum? Poate vei spune, nu înțeleg. Sau, vreau să-i întreb mai întâi pe părinții mei. Sau, încă nu sunt gata. Dar ai putea spune și da, vreau ca Iisus să vină în viața mea chiar acum. Vreau ca El să-mi ierte păcatele, toate relele ce le-am gândit, spus sau făcut. Și poți să-i spui că vrei să trăiești cu El în veci de veci. Dacă dorești să spui da, roagă-te lui Dumnezeu cu cuvintele tale sau spune astfel. Doamne, cred că Iisus este Fiul Tău. Îți mulțumesc că El a murit răstignit pentru toate relele ce le-am gândit, spus sau făcut. Te rog, iartă-mi păcatele. Vreau ca Iisus să fie cu mine pentru totdeauna. Ajută-mă să fiu așa cum vrei Tu să fiu. Îți mulțumesc că mă asculți. Ai vrea să te rogi și tu așa acum? Dacă vrei să o faci, hai să-i vorbim lui Dumnezeu. Eu mă voi ruga mai rar și tu poți repeta după mine. Doamne, cred că Iisus este Fiul Tău. Îți mulțumesc că El a murit răstignit. Pentru toate relele ce le-am gândit, spus sau făcut. Te rog, iartă-mi păcatele. Vreau ca Iisus să fie cu mine pentru totdeauna. Ajută-mă să fiu așa cum vrei tu să fiu. Îți mulțumesc că mă asculți. Amin. Crede în promisiunea lui Dumnezeu că te iubește, te iartă și că va fi cu tine. Dacă te-ai rugat și tu, ar fi bine să-i spui mamei sau tatălui tău, bunicilor sau unui prieten. Vei începe cea mai mare aventură a vieții tale. Vei fi prieten cu Iisus și cu Dumnezeu Tatăl. Iată 4 lucruri care te vor ajuta să-L iubești mai mult.
Citește Biblia în fiecare zi. În ea Dumnezeu ți-a scris sute de promisiuni. Roagă-te! Poți vorbi cu Dumnezeu orice, oriunde și oricând. Spune și altora despre Isus. Fii prieten cu cei ce-L cunosc și-L iubesc pe Isus. Ne-a făcut mare plăcere să spunem povestea vieții lui Isus. Acum e rândul tău. Spune-o și altora.